Deci, problema 15 de la pagina 110, dacă e interesat cineva și de asta, se consideră punctele A, B, C, D și E. Deci, ipoteză. Ce spuneți la pagina? 110. 110. 10. În ipoteză, avem punctele A, B, C, D și E. Determinați numărul de plane diferite, determinate de către 3 din cele 5 puncte. Analizați toate cadrurile posibile. Deci ai 5 puncte date. Determinați numărul de plane diferite, determinate de către 3 din cele 5 puncte. Noi știm că de câte puncte e nevoie ca să formeze un plan? 3. Dar noi avem 5 puncte. Ia să vedem câte plane. Păi să vedem, să facem ceva. Deci, încă o dată, ce fiind? Se consideră puncte A, B, C, D și E. Da. Determinați numărul de plane diferite. Despre cele 5 puncte, plane distincte. Da, nimic. A, B, C, D și E. Determinați numărul de plane diferite determinate de către 3 din cele 5 puncte. Luăm 3, formează un plan complet. Așa. Altele 3, câte plane? Și câte plane? Analizăm toate cadrurile posibile. Deci câte plane diferite? Cu mulțimea asta de puncte. Exact, cu mulțimea asta de puncte. Deci cu mulțimea asta de puncte din spațiu. Din spațiu. Deci e normal anda la noi. Asta înțeleg. Da. A, B, D, A, B, C. Și în concluzie, câte plane? Hai să vedem. Hai să vedem, concret. Concret, că nu ar fi o infinitate. A, B, C. Să vedem, să luăm 5 puncte. Deci, să lăsăm două din ele deoparte, nu? A, B, C, C, D, E. Deci, A, B, C. C, D, E. L-am lăsat pe cine? Pe D și pe E deoparte. Da, acum lăsăm pe A și pe B. Păi lăsăm pe A și pe B deodată. Hai să facem așa. E să lăsăm tot timpul deoparte și terminăm pe rând câte unul din celălalt. Deci A, B, C, A, B, D. Acum A, B, C, A, B, D. Așa. A, B, D. B, C, A. Și A. B, C, D. A. Cât de, nu? A, cât de, da. Și bă, cât? Bă, cât de. Bă, cât de. Când pe ea a pus mâna. Da? Dacă ai fost mai 4. Deci, pe 4 din ele, dându-l pe E de o parte, am construit 4, nu? A fi mai multe copii? Da. Care? Ai cu oameni, ar fi. Hai să vezi, să vezi. Deci când am pus degetul pe E și n-am luat în păzărare, am construit câte 4. Îl pun pe D și nu mai am păzărare și pe celălalt, din cele 4 puncte voi avea încă 4 plane. Păi piramide. Exact. Fiecare piramide de ce am avut 4 plane? 3 puncte și cel deasupra, asta au format cele 4 plane pe care noi le vedeam la 4 puncte, da? Nu înțeleg, faceți ele pe un desen. Ia uitați. A. Uite. Deci aici, asta nu se vede la parte, nu? Da, punctată și pe A. Asta, A și pe asta. Și asta din spate. Și notați. Dacă notez aici A, B, C, D. Câte plate de? A. Acum, ia A, B, C, care am zis. A, B, C, A, B, D. Vedeți? Când pe el am șters. Aha, și acum luăm D, punem... Și acum șterg pe D. Și punem E. Și punem E. Și o să fie cât? 4. Iar 4. Așa o șterg pe B și punem... Iar 4. 2, iar 4. Îl șterg pe A și iar 4. 20. 20. 20. 20 plane. 20 plane dacă sunt la 4 puncte. Păi nu, la fiecare. Și ce patru? A, că am șers câte una și... Pe E punând de la copere de la urmă 5. Da. La urmă 4. 4. Cum sunt pe rând de dat pe o parte câte... 4, 5, 20. 4, 5. Sunt 5 puncte, nu? Da. 4, 5, 20, 4. Ce a fost aici? Hai să vedem cu cine alege. Care a fost esența? Dacă recunoaștem la lege... Să ne învățăm să citim plane. 3 puncte necoliniale. Da? 3 puncte de plan. Formează un plan. Și
cum am avut aceste plane, acum, sigur că dacă mă pătrunde mai atent, ar putea ca trei din ele să fie coliniare. Și dacă luăm discuția ca trei să fie coliniare, nu cred că s-a analizat chiar așa. Așa că au vrut numai să vadă... Să vadă ei plane. Cele 5 puncte aiurea în spațiu date. Atunci sunt 20 de plane, numai asta nu se fac. Dar nu mă depărtez de iar. Ideea este că eu am avut inspirație știind că la piramidă am 4 puncte, nu? Am avut inspirația să pun degetul, să acopăr un punct, parcă n-ar exista, de parcă ar fi problema cu 4 puncte. Da. Și 4 puncte generează 4 plane. Corect. Și atunci, aici este momentul în care problema își dă drumul. Făcând acest lucru cu D-ul, îndepărtându-l, iar în 4 puncte... Și cu C-ul, da? Deci a fost... Nu plecăm de la o problemă foarte repede, ci încercăm să prindem miezul ei. Da? Da. Deci, scrieți în redactare, fără E aici, da? Fără E. Da? Și a fost plată. Acum, fără D. D. Fără D. Ia fac fără ce? Adică, fără D, cu ce mulțime am în vedere? A, F, C, E. 4 pagini. Asta trebuie să redactăm ca să fie liză. Acum, pe cine nu iau pe C. Adică pe fără, A, B. De fără C. Adică e vorba de punctele A, B, D și E. Care generez 4 plane. Le puteți scrie, dar n-are rost să le scrieți. Am văzut un model înainte, pe amintea. Mai multe, nu o să le scrie. Sigur că A, B, C, D, E, da? Fără B. Fără B. Fără B, adică voi avea doar punctele A, C, D, C, D, E, care generează 4 plane. Și fără A. Și fără A. Avem B, C, D, E. B, C, D, E. Tot 4 plane. Și total 20. În total, 5 ori 4, 20 plane. Atât mi-a întrebat autorul, câte plane se pot face? Da. Da. 16 de la 110. În figura alăturată, punctele A, B și C sunt situate în planul alfa, iar punctul M este exterior planului alfa. Deci, în ipoteză, avem A, B și C. Problema 16. Da, da, de la 110. Așa. A, B și C aparțin planului alfa. M nu aparține planului. A, B, C. Aparține planului alfa. Deci, alfa e alfa, B, C, cum se numește, da? Da. A, B, C. Și M nu aparține. Iar M, punct care nu aparține. Este exterior. Da. Completați spațiile punctate cu răspunsul corect. Amic. Planul A, B, M, intersectează planul C, B, M. Planul C, B, M. În? Trebuie să facem figura. Nu neapărat. Bine, venit. Trebuie să completăm, da? Da. Hai să spunem de altă. B. Sigur că tot. B-M se vede comun. Că dreapta, cele două puncte B-M și asta e dreapta comună. Păi. Cele două plane se intersectează pe dreapta B-M. Da? Corect. B-M. Bun. Veni. Planul M-A-C intersectează planul alfa. Da. În... La C. M, la C, cu alfa. Poate să fie de dreapta, deci un A, cu. Un A, cu. Păi eu am figură, să știți. Așa. Eu am figură aici, o văd. Nu. Dar și noi ne dăm seama. Fiindcă ABC era în planul alfa, eu în loc din planul alfa, pun ABC. Uite așa. A, și A, ce? ABC. Și egal cu... În ce litere comune sunt? A și C. A, ce? Ce mic. Ce mic. Dar hai să mai insistăm pe
Deci în loc de planul alfa am pus 5 litere. Și vedem ce litere sunt comune. Două puncte distincte, de exemplu, dreapta și aia de dreapta. Corect. MB. MB. Intersectează planul alfa, adică de ABC. Da. În? MB intersectează ABC în? În? B. Bine, știu corect. În sunt un punct. Când B e curs, comun, celălalt o curține. Da. Un singur punct. Bine. O înțeleg așa, da, exact. AC-ul intersectează planul alfa, adică pe A, B, C. La C. În? AC. Vreau tot ce? AC. Este egal cu AC. E. Planul M, A, B intersectează planul alfa, adică pe A, B, C. La B. Corect. Deci? În? AB. AB. Da, se vede AB. Măi, vreau să întâlnim mai ușurez așa. AB, da. Atunci să știu că se identifică pe AB. Planul BAC intersectează planul alfa în? BAC. În AC. În? Păi ai zis tu ușor. B. BAC intersectează ABC în? În? BAC. În toate. Uite și A și B și C. Sunt suprapuse. E aceeași plan. Ce ușoare ai. Deci A, B, C. Deci A, B, C. Deci A, B, C. Deci A, B, G. Planul B, A, C, intersectează. Nu intersectează, e reunit cu A, B. Cu A, B. Cu dreapta A, B. Ce? A. Reunit. Deci, BAC reună. ABC reunit cu AB. În ABC. În? Ce? ABC. Adică tot planul. Adică, ce-i tot? Punem la un loc. Adică, punem în planul ABC dreapta pe care aparține planului. Nu intersecția reuniunea. Da? Deci, înseamnă că e tot în ABC. Tot ABC. Și H. AM, dreapta AM, intersectează planul alfa în A. Sigur că da. În alfa, ABC, da. Adică ABC în A. A. Este singurul punct comun. Nu, AM și ABC au litera comună, locul în înțepat. Dar asta a fost 16, da? Da. De la pagina 110, se dau punctele necoplanare A, B, C și D, în ipoteză. A, B, C și D, necoplanare. A, B, în ipoteză. Da. A, B, C, B, C și D. Necoplanare. Necoplanare. Ni se ce? Atât se dă în ipoteză. Da. Ni se ce? În concluzie. Amin. Scrieți trei drepte determinate de câte două din aceste puncte. Deci trei drepte determinate de câte două din aceste puncte. A, B. Eu am să zic să-i scrim pe toate. Și eu zis trei, domnul profesor, să-i scrim pe toate. Pe toate, ca toți și mai tare. Poate să facem? Corect. A, B. Hai să facem figura. Să facem o figură. Uite, o facem de sedet, noi știm ce faci, fac capiturile astea cu patru puncturi. Nu ne mai împărălim. Da? Și încă te-a trebuit puntate, puncturi în spate. Sigur că da, deci ABCD. De o lăsă în sus, jos A, B, C, D. Și iată, asta nu se vede. Și acum, făcând așa o figură, le vedem pe toate munțile. Toate munțile. Ia să vedem câte sunt de toate. Dar munchii înseamnă... Uite astea, de... Care nu sunt două drepte. Două puncte. Și de câu. Sigur. De bă, de bă, de a. Și a, bă, 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 bă. Și așa. Câte sunt? Sunt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 3 acolo, sus. Și 3 jos. Sunt 6 munchii. Da? Sigur. Le scrie pe toate. O să scrie 3,
Păi de ce? D, A, virgul, D, B, D, C, și D, A, D, B, D, C, și A, B, A, C, și B, C. Da? 6. Benic. Asta a fost anumită. Da. Scrieți trei drepte determinate de câte două din aceste puncte care conțin punctul B. Adică treacă din B. Ziceți. Trei drepte. BA. BA. BD. BC. Și BC. Și BC. Dar nu știi și BA. Nici față, maxim sunt. Da? BA. Dacă începem cu B, începem cu B-ul, nu? Da, sigur că da. BA. BC. Și BD. Și BD. Ce mic? Scrie trei plane a căror intersecție este punctul C. ACB, BCD și ACD. Sigur că da. Sigur că da, cele trei plane. ACD, D. Deci, ACD, ACB, ACB și BCD, da? Da. Ar mai fost unul care să-l conțină pe C? Nu. Nu? De ce vei? A, C, D, C, D. Mai trei bani. De ce vei? E scris, da. Da, da. Deci, ăsta de jos, ăla, două, toate la deci. În fiecare, din fiecare vârf, dacă trei bani. Da. Da? Uite, ăsta de acolo. Din fiecare vârf, plec așa, mă, da. Ăsta. La acolo, și pe amul de sus. Corect. Da? Demi. Parul ăsta, să înțelegi, da? Da. Ăla și ăla de sus. Deci, scrieți trei drepte cu o planare toate trei. Scrieți trei drepte cu o planare toate trei. Cu o planare care aparțin acelui așa. De ce, ce, B și de B. Deci, cu alte cuvinte, în fiecare din planele acestea sunt patru plane. Fiecare conține câte trei drepte unghiile. Da. Triunghiilor respectiv, da? Trei drepte cu o planare toate trei. Adică? A, D era B sau D. A, D. A, D. A, D era B și D și B. Și? D, B. D, B. Sau D, C. Asta e un triplet. Mhm. Apoi, un alt triplet. D, C, C, B și D, B. D, C. C. D, B. Și? Și C, B. Și C, B. Asta la unii alte fețe. A, C, 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 B, A, B, A, B. Sau de ce C, A și Z, A. De ce C, A și Z, A. De fapt, al celor patru fețe le-am surprins pe toate variantele și așa am găsit cele... Iată, problema dinainte cu planetatea ce era ascunsă, nu? Când și-am dreapta asta care este inclus în planul ăsta și cu dreapta asta, că în cealalt plan el se intersectează punctul ăsta și colo și colo. Multă informație era. De ce am problema? A apărut sus, foarte sus. Și e, scrieți trei drepte cu o planare, două câte două, dar necoplanare toate trei. Trei drepte cu o planare, două câte două. Dar necoplanare toate trei. De ce, ce, B și A, B. Deci trei drepte. Cu planare două câte două. Adică, uite, asta de aici cu asta. Asta de aici cu aceea. Aia de aici cu aceea. Deci, cele care pleacă toate trei dintr-un vârf, sunt cu planare două câte două, dar nu. Sunt necoplanare toate trei. Nu aparțin aceluiași plan. Nu aparțin aceluiași plan. Deci, din vârful acela, pe pet? Păi să luăm un vârf atunci. Poți din vârful de aici. Bine. De. A, D, A, B și B, C. Păi zic cu D, e una. D, A, B, D, C și D, A. Da. Da. Și de ce? Deci sunt două câte două. Dar nu care trei. Da, da. Deci D, A, D, B, D, B, D, B, C. Și două câte două coplanare, astea două coplanare, astea de la alte coplanare, astea de toate coplanare, dar toate trei nu. Sau D, C, C, B, B, A? Sigur că da. Din oricare vârf plecat cele trei mutii, vor răspuns o planare de două. Sigur că da. Bun, problema 20. Nu mi se pare că înțelegeți. Dar așa se vorbim, da?
De jos în sus, cu lucrurile acestea, să vedem ce înseamnă coplanaritate, să înțelegem. Exact, necoplanare, să vedem cum e cu drepturile, cum e cu planul. 20 de la pagina 110. În ipoteză, avem două plane distincte, alfa și beta. Deci, în ipoteză, alfa diferit de beta. Ele se intersectează după dreapta AB. Alfa intersectează beta, egal AB. Nu? Da. Corect. Punctul M este situat atât în alfa cât și în beta. M aparține de alfa, M aparține de beta. M aparține lui alfa, M aparține lui beta. Arătați că, în concluzie, arătați voi că punctul M este situat pe dreapta AB. M aparține drepte AB. AB, da. Păi AB îi situă pe cele două drepte. Atunci aș... Nu, de care sunt două drepte? AB, e două drepte, se două plane. Așa. Și atunci aș M îi... AB. Deci, când intersecția lor este AB, o dreaptă AB, iar M este un punct comun celor două plane. De aici rezultă că M, dacă e și într-un an și celălalt, M aparține, că e alfa intersecția cu beta. Dar AB sus. Adică AB egal cu... Nu, deocamdată așa. M aparțin la alfa, M aparțin cu beta, M aparțin la alfa intersecția cu beta, dar alfa intersecția cu beta egal cu AB. Este primul raționament care îl facem în legătură cu ce înseamnă intersecția acolo. Și din astea două rezultă? De la pagina 110. Se consideră mulțimea de puncte A, B, C, D. Necoplanare. Băi, nu zice nimic. A, B, C, D. Deci, da. În ipoteză, așezau punctele A, B, C, D. Mulțimea A, B, C, D. Amic. În concluzie, stavă. Amic. Determinat numărul de submulțimi de câte 3 puncte ale mulțimii date. Submulțim de câte 3 puncte. Oare ce vrea să zică domnul? Adică trepte. No, trei, ce de câte 3? Trei ce de câte 3? Plane. Deci e număr de plane. Asta e. Deci nu, dacă avem 4 puncte, cât e număr de plane? Că am făcut mai mult. 4, cât e 4? 12. De ce 12? 12. Dar de care e după ea? N-ai fost sigur mai are 4 sau 12? 4! Păi 4! 4 puncte! Dar de ce zici 4-3? Ea s-a gândit clasă cu PD și cât îți dă de la clasă cu IPD? Un plan, atât! Și la clasă cu IPD, cât îți dă de la? Tot un plan. 3 puncte de termină un plan, Miruna. Da. Un plan, mai mult. Deci 4 plane. Le puteți zice repede? Da. Ziceți. ABC. Da. BCD. Da. BCD. Hai zic BCD. ACD. Da? Și ADB. Și ABD. Benic, dacă două dintre submulțimile de trei elemente sunt formate cu puncte coliniare, arătați că punctele A, B, C și D sunt coliniare. Deci dacă două dintre submulțimile de trei elemente sunt formate cu puncte coliniare, arătați că punctele A, B, C și D sunt coliniare. Facem peste? Nu. Am ce zis dacă luăm ale A, B, C și ale B. Deci dacă... Dacă două dintre submulțimi de câte trei puncte din cele... dacă două dintre submulțimile de trei elemente sunt formate cu puncte coliniare... Adică asta și asta să fie așa A, B, C și respectiv B, C, și D. Așa, arătat atunci că toate A, B, C și D sunt coliniare. E simplu. Dacă am A, B, C și deci C-ul e coliniar cu A și B, atunci și A, B, și D-ul e coliniar cu A, B, C și D. Că uitați-vă.
Deci ce înseamnă ABC? A, da, a, a, BC. A, uite, BC. Și pe BC e și D. Da. Și atunci a ABC, D. Rezultatul din astea două. Deci C-ul e pe AB, D-ul e pe BC, da? Nu, A-ul e pe BC. A-ul e pe BC, D-ul e pe BC. Atunci aflat rezultatul la ABC. Ce ai zis, un A aparține din BC. Din prima. Da? Din cauza asta. A-ul aparține în BC, apoi D-ul aparține în BC. Înseamnă din cele două că avem A, B, C, D. Deci l-am găsit pe, pe, le-am găsit pe cele două puncte pe aceeași dreapă. Pe BC. Atât pe A și cât și pe D. Deci e corect. Problema 23. 23. De la pagina 110. Trei vrăbii ciupulesc grăunțe de pe o suprafață plană. Deci ne închipunim trei puncte negre pe banca ta, hai. Pe o suprafață plană. Se face așa, trei. La un moment dat, toate trei zboară în direcții diferite. După cât timp se vor afla într-un același plan? Trei vrăbi ciupulesc grăunțe de pe o suprafață plană. La un moment dat, toate trei zboară în direcții diferite. După cât timp se vor afla într-un același plan? După cât timp imediat ce zboară? Sigur. Ai văzut să știi? Pentru că sunt trei puncte distincte. În spațiu, trei puncte necoleare de pe plan. Și ei zboară în direcții diferite. Deci tot distincte vor. Deci tot timpul rămân distinct. Deci în fiecare clipă, după cât timp, în fiecare clipă sunt în același plan. În același plan. Deci e un plan. Da. Un alt plan. De fiecare dată, schimbându-și pozițiile, un alt plan. Dar tot, totdeauna vor fi într-un anumit plan, determinat cel trei puncte necoleare. Simplu, da. Simplă. Bun, ia să trecem un pic mai greu, domnul profesor. Cică, 300. Se dau punctele A, B și C. 27. 27. De la 111. Se dau punctele A, B și C, astfel încât A, B egal cu 7 cm. A, B egal cu 7 cm. B, C, 5. A, C, 10. Justificat că cele trei puncte determină un plan unic. Deci să arătăm că cele trei puncte determină un plan unic. Așa. Adică să arătăm că nu se poate linia. Nu se poate linia ABC. Da. Justificat că cele trei puncte determină un plan unic. Corect. Dacă că nu are deci, în concluzie, A diferit de B, diferit de C, asta e clar că sunt diferite, și că nu se poate linia. Și A, B, C, negați, cum să zicem. Nu se poate. Mai bine este A, B, C, necoliniat. A, B, C, necoliniat. Concluzie, nu? Asta trebuie să arătăm. Adică, A, B, C, de trebuie un plan. Un plan. Adică există... Există un plan A, dar care... A, B, C. Există planul A, B, C. Nu e asta trebuie să arătăm, că există planul A, B, C. Facem cu teorema, nu dacă poți întâlnirea... Teorema lui Hermann. Formula lui Hermann. Ce cauză? El a văzut că are 7, 5 și 3 și lacuri. Te întâlnești, te întrebi cu asta, nu? Da, că știi lacuri. Dacă facem cu formula Menelaus și... Ce să spun Menelaus aici? La polarizat ceva? Nu, să nu le dea 1, dacă nu le dă 1... Dar să trebuie să trei triunghi, să trebuie să trei puncte scopeze un triunghi și alte trei determinate pe sau de trei n-avem, că avem ABC. Deci, te-ai gândit cu linearitate ce ar fi mai dar ai înțeles acum, nu? E în vorba de un triunghi și alte trei pe laturile triunghiului și care să facă sau să nu facă raportul ăla. Plusul, da. Să facă relația aceea, plusul celor trei rapoarte. Păi, cum facem? Cum să facem, domnule? Ar trebui să putem dovedi că există triunghiul. Păi să nu deja de 5 și 10 că nu degeaba încă nu la cum poate ne ajută. Păi, crezi să ne ajute că nu degeaba încă dat. Așa cum eu să fac 7 din sume. Dar ce e așa de greu? Nu, nu, nu. Sigur, nu. AB e mai mare, BC e mai mică. Exact. Dar care e relația? Când există un triunghi? Când există un...
pentru că există, dacă suma două lacuri, nu mai dat de ea. Și? Deci, oricare două lacuri, nu mai dat de ea. Ia să vedem. Adică AB plus BC nu mai mare decât asta. AB plus BC. Deci, oricare două vine de adunat. Fi mai mare decât a treia. Și cam este. Da. Oricare uite-te în Miruna Casandra face un triunghi. Asta e o condiție elementară. Casandra face un triunghi sau într-un triunghi, totdeauna suma la două laturi e mai mare la treia. Uitați să se observați că așa. Da. A, ce plus BC e mai mic decât AB. A, B plus BC e mai mare decât AB. A, ce plus BC? A, ce? A, ce? Ce este? Plus BC. Da, e mai mare decât AB. Da, suma e mai mare. Cum să se amintă? Deci, într-un există, știți așa, un într-un observație, într-un există, dacă și mai dacă, suma a oricăror două laturi mai mare decât a treia. Într-un există, dacă și mai dacă, suma a două laturi e mai mare decât a treia laturi. Păi, bă, uitați că și de simplu ca să țineți minte. Ca să mă duc pe la A, B, și drumul cel mai scurt. Când mă duc prin cel mai lung. Dacă C este chiar pe aici, atunci A, B este cât A, C plus C, B. Și nu mai se triunghi. Deci dacă e egal, nu există triunghi. Deci fi întotdeauna suma la oricăror două laturi, numai decât al treilea. De la A la B, e una și alta se văd prin C. De ce A, C plus C, B e mai mare decât A, A, B plus B, C e mai mare decât C. Și dacă există triunghi? Și dacă pe toate cele trei relații există, da. Atunci am de-a face cu un plan. Am de-a face cu un triunghi și triunghi, cele trei puncte necoliniale, de trebuie un plan. Asta scriem cum asta? Iată mă redacă. Cum deci există A, B, C. Dacă și numai dacă, AB plus BC e mai mare decât AC. Și adevărat, punem că noi avem datele de AC. Adevărat, nu? Da. AC plus BC mai mare decât care? AB. 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 E adevărat. Și asta e adevărat. Și? AB. Și... B, C. A, B, B plus A, C. A. A, B plus A, C. B plus A, C. Mai mare decât? O, B, C. B, C. Adevărat. Și a terminat. Și a terminat. Super. Da, la locația mea, nu știam. Nu. Da? De ca să vorbesc. Vedeți cum se leagă problema. Ca să existe planul, trebuie să fie cele trei necoliniale. Adică să existe triunghi. Ascunde autorul aici. Corect. Și când există un triunghi, îți dau dimensiunile. Și tu trebuie să știi că suma a doua latră mai mare decât al treilea. Și asta e niște lucruri super fain. Asta este miezul problemei. Punctul 8. Ok. Da. Se dă o puncte la B și ce problema 28? 28. Eu vezi că din... Imediat. Nu trebuie să te apără. Dar nu trebuie să te... Domnul profesor, eu nu mai înțeleg nimic. Acum scrie 33. De ce ar să fie... Arată că e cât rămân. Nu, nu, dar... Nu, apoi 33, e bine, cât să o consumăm. A, da? Da. 28 de la 111. Se dau puncte A, B și G, astfel încât A, B e 12. BC e 5. A, B. E 12. 12. BC e 5. Da. AC este egal cu X plus 8. X plus 8. Centimetru, unde X este, unde X este mai mare decât minus 8. X mai mare decât minus 8. Da. Adică, asta ca să aibă logică, da. Distanță. Determinați valorile lui X în cazul când punctele A, B și C nu determină un plan. Deci, X egal cu 5. Așa încât A, B, C coliniare. Nu determină un plan. A spune că nu determină un plan, să spui coliniare. Păi 15 plus 20, ca să te prindă un plan X, să-ți fie la 12 încolo, nu? Deci ca să fii coliniar. X trebuie să fie la 12 încolo. 12, 13, 14, nu?
AC e X plus 8. AC este X plus 8. Deci, hai să încercăm pe axă, să vedem așa ca o linie. AB, da? De la A la B. 15. Și de la B la C. Pun pe aceeași dată de 9. Da, da, da. 5. 5. Atunci AC-ul, care avea 15 cu 5, 15, 20. 20. Atunci eu trebuie să zic, AC-ul e 20. AC-ul 20, corect. Deci AC, după desenul meu, când sunt pe liniare, AC e egal cu 20. Da. Și atunci X? E egal mai departe cu X plus 8. Și atunci X e egal cu 12. Termină. O singură valoare. Dar ce v-ați fi și mai mare? Hai că îmi păi, dar mă duce, mă sar din schema asta, că de ce e de 5, da? Tu cât vrei să fie? 13, 14, nu? X-ul? Da, ea zice mai mare. Și mai mare. Păi dacă mă duc mai mare, X-ul... BC-ul nu mai este 5. Nu mai este AC-ul 5, BC-ul nu este. Bun. Deci el ne dirigează aici. Un singur soluție. Bun. 29. Trapezul ABCD de la 111. În ipoteză avem ABCD trapez. Are latura neparalelă AD inclusă în planul alfa. AD inclusă în alfa. Dreapta CD intersectează planul alfa în punctul E. Arătăm o concluzie. Amic. Arătați că punctele E, A și D sunt coliniare. E, A? D. D, D. Da. Da, da, coliniare. Și B mic, scriem și da, da. Dacă AD este egal cu 8 cm, AE este 24 de cm și CE este 12 cm, să calculăm lungimea segmentului BC. În fiecare din următoarele cazuri. D aparține lui AE și A aparține lui DE. Deci, scalăm pe BC. Pe BC, în fiecare din următoarele cazuri. D aparține lui AE. Odată când D aparține lui AE. E așa, iese. AE așa, da. Și A aparține lui DE. Tot între paranteze. Adică A-ul e pe interior, între D și E. Asta vreau pe segmentul interior, da? Da. Hai să vedem. A, B, C, D, un trapez. Un trapez ale care vom și noi. Da. Ce știu la un trapez? Ce știi, Ane, despre un trapez? Are două laturi. Are două laturi paralele. Și atât. A, B, C, D. Este patru la cu două laturi paralele. A, D, paralel cu DC. Acum. Știm că AD... AD e inclus în planul alfa. E inclus în alfa. AD e inclus în planul alfa.